Panorama. Ce părere ai de ce zice? Tibi Semit Panorama. Fac bani acum, sunt bine și ne pișem pe tine. Am o durere în pulă. Bă! Bine m-am regăsit la o nouă reacție. Am revenit alături de mamaie de această dată cu o nouă reacție, pentru că n-am mai făcut de foarte mult timp și mi-a venit o idee spontană când cineva de pe chat mi-a spus: Andrei, ar fi bine să reacționezi cu mamaie la Tabăra. În timp ce reacționam eu la piesa asta pe live așa random pe Trovo, am zis, hai să facem și treaba asta, pentru că chiar este o piesă diferită față de ce mi-a reacționat înainte. Este mai controversată, cum s-ar spune, mai ales pentru mamaie. Înainte să începem, nu uitați, dați acolo pe butonul de like să vedem câte like-uri putem să strângem la acest video și poate mai apare mamaie cu câte o reacție. Nu uitați să vă abonați dacă sunteți noi și haideți să-i dăm cu reacția. Deci, mamaie, astăzi avem piesa asta Tabăra, ok? Da. Este o piesă asemănătoare, după părerea mea, bine, făcută și de Quick. E stilul așa un pic a Five Gang, un pochito acolo, dar vă dați seama că e făcut tot de Quick. Și este tot așa cu mai multe persoane, mai exact 4 băieți care cântă: Inei, Sebi, Petre Ștefan, El Nicu și Aron. Nu prea am ascultat piese de la ei, nu-i cunosc personal cum au mai făcut piese. Nu e cum a fost la Five Gang, de știam fiecare cum au mai cântat și mai știu ce, o comparație. Aici nu prea mă pricep, sincer vă spun, sunt extrem de curios, hai să vedem. Inițe pipanaram o locul 1 la vrăjeală. Vin fetele la mine ca în tabăra de vară. Îmi place de tine, n-ai vrea să-mi fii profesoară. Biologie sau chimie să mă pac. Ia zi, mamaie, cum ai până acum? Foarte frumos, foarte frumos. Foarte, foarte frumos, foarte. Vreau să fii foarte atentă la versuri, ok? Vreau să fii foarte atentă la versuri. Ai văzut aici o grămadă de fete, un băiat frumos, aici frumos, aici o tabără cu o grămadă de copii, așa. O să pun mai multe pauze pentru că vreau să mă asigur că aude versurile, ok? Fii atentă la versuri. Mă duce capul să fac bama, am făcut tata campion. Voi rămâneți la moed, noi am trecut pe perinion. Trebuie să-mi fac banii, nu mă opresc la milion. Jordan 4, bluza Nike, combin cu Louis Vuitton. Și îi place, îi place, îi place rău, rău. Spar vreo 14 milioane pe gură tău, tău. Și îi place, îi place, îi place rău, rău. Spar vreo 14 milioane. Vezi, mamaie, ce îi place așa mult rău de tot? Fetele astea. Hai, dar bine. Și ei cântă frumos, foarte frumos. Îți place cum cântă, nu? Măi, place lui mamaie, place lui mamaie. Dar vreau să fii atentă la versul, mamaie. Încearcă să înțelegi ce zice. E foarte greu pentru mamaie, pentru că și pentru mine la început, când am ascultat piesa și ascult piese în genul ăsta, un pic e greu să înțelegi neapărat versurile, știi? Trebuie să fii atent aici să înțelegi versurile, să înțelegi ce zice, ok? Pentru că sunt versuri mai așa. O să vezi tu la ce mă refer. Ok. Vezi aici pe băiatul ăsta cu o grămadă de fete pe lângă el. E ce părere ai de fetele astea? E frumoase toate. Are pieptul ăsta, îmi place lor. Pai că ar fi mere. Ai mâncat în ele. Pieptul. Foarte frumos. E îngrijit, e frumos. E cam asta te-ai cei mai despiată. Dar uite, așa asta e un pic. Dar e frumoase. E frumoasă, ce să da. Mai zice. Asta, așa se poartă. Spar vreo 14 milioane pe gură tău. Am vrut să spui Adineaurea 14 milioane, dar am zis că greșesc cu păcurul lui aia. No, am zis că greșesc, nu, știi? Nu, nu, vezi, vezi? Că cheltuie bani pe fund curul de... Curul lui ei, da, da, da. El a zis direct pe curul lui, curul ei. Da, 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 e mai necenzurat, mă, mai piesa asta, așa că de asta zic. E, păi da, ea, na. Fii atent aici la piese. Spar vreo 14 milioane pe trupul tău. Așa. Fac bani după bani după bani, într-un sardic al americane. Ai grijă nebună, te încurci cu golan, sunte sifonar, sunte șobolani. Stop, stai și acum o fac, stop, stai și acum mă îmbrac. De succes sunt obsedat și de femei sunt căutat. Tibi Semit Panorama. Ce părere ai de ce zice? Tibi Semit Panorama. Cine e aia Tibi Semit Panorama? Dar e frumos, e foarte frumos și... cântă, cum să spun eu, are un ritm așa frumos la cântat. Bă, da, e catchy refrenul, după părerea mea, chiar e catchy, acum începe refrenul, în fine, dar da. Căutat, imi se bi panaramă, locu... Te mi se mi panaramă. E... Inisebi, mamaie. Ah, Inisebi. Inisebi, da. Inisebi. Ah, Inisebi. Unul la vrăjeală, vin fetele la mine ca în tabăra de vară. Îmi place de tine, n-ai vrea să-mi fii profesoară. Biologie sau chimie să mă bași mai... Ce părere? Profesoară sau chimie să mă bași la ce? Ia.
Rău în boală. Locul 1 la vrăjeală, i-am zis. Tele la mine ca în tabăra de vară. Îmi place de tine. Ce drăguțe erau alea trei fetile. Vreau să-mi fii profesoară, biologie sau chimie. Să mă bași mai rău în boală. Că fac bani acum, sunt bine. Și ne pișem pe tine. Am o durere în pulă. Băi, ce părere ai de cum vorbește? Vorbește murdar, nu-i frumos. Nu-i frumos. Nu-mi trece cu algoc al mine. Și iar te-ai albi la față, cred că-ți trebuie vitamine. Dă-te la o parte, nu vezi, nu-mi arde de tine. Că fac bani acum, sunt bine, vor să facă ca mine. Dă-te la o parte, nu vezi, nu-mi arde de tine. Ne plimbăm în limuzine, se vede, ne merge bine. E mult prea atentă, mereu cu ochii pe mine. Nu pot să zic, îmi stă pe limbă. Ce părere de băiatul ăsta? E frumușel băiatul. Chiar ăsta brunet. Limbă. Ăsta. Știu secrete despre gagicheta care mă agită. Unul o fute, altul o plimbă. Băi, vorbiți murdar. Și dacă ați vorbit frumos, tot aceeași problemă e. Și dacă vorbești urât, chiar te uruiește lumea. Hai, ăștia tinere, tu mai. Dar oricum, e urât, măi. Fără de-astea nu se poate vorbi, juca, cânta. Asta zic și eu, mamă. O plimbă, spar bani pe mâneli, scot bani dintr-un sac cu cavalii. Sunt tornada din industrie, vijelie ca și valii. Fac să prinzi viteză dintr-o palmă, Siemens, o Ferrari. La noi vii ca la dentist, ne dai bani și-ți dăm jos molarii. Că mă știi de pe TikTok, sau de pe Insta, sau de pe piesele cu care ți-am dezbrăcat pista. Știe că am 16 ani, mi-a zis, nu contează vârsta. Vreau să-i fac pe toți de bani, că așa m-a învățat tata. Panaram o locu 1 la vrăjeală. Vin fetele la mine ca în tabăra de vară. Îmi place de tine, n-ai vrea să-mi fii profesoară. Biologie sau chimie, să mă bași mai rău în boală. Tabăra de vară, tabăra de vară. Sus pe mese, pe la cluburi uneori și pe la școală. Tabăra de vară, tabăra de vară. La Sinaia, la Mamaia, peste tot în capitală. Cu piciorul a fugit ghinionul. Ți se pare mama mea până acum? Nu-mi place de ei, cântă urât. Cântă urât? Nu trage, adică le atrage că ele sunt tinere, că na, așa este, dar e prea de tot, adică își dă drumul prea mult la gură. Mai puțin, vezi? Așa, mai... Ți-am zis, mama mea, vezi, e o diferență față de ce ai reacționat până acum. E o diferență, asta este diferența mare la piesele astea și de asta eram curios să văd ce reacție o să ai tu la asta. Capitală. Cu piciorul a fugit ghinionul, unde s-a dus băi? Dar cu piciorul a gâria pantoful, vezi că ies cum băi. Vezi că ies cum băi. Vezi că ies cum băi. Nu însemn nimic nici dacă vii cu frații tăi. Și dacă vii cu frații tăi, un telefon și e război. Ce-mi has doar între noi, dar vezi tu nu glumi cu noi. Și zic 1, 2, 3, vezi că am intrat peste voi. 1, 2, 3, vezi că intrăm peste voi. Și acum ți-a furat gagica un copil de noi major. Dar putea să fii o... Ce părere? Nu știu ce să mai zic. Ăsta e foarte... șmecheros, adică scoate niște cuvinte bine că le-a învățat el înainte, cuvinte, dar... Cuvinte premium. Da. E prea șmecherit, e așa... E prea șmecherit. Prea șmecherit, e dă-le naibii. Își dă marama pe față. Înțeleg că e lucru care trebuie să le facă, dar nici chiar așa. Parcând pe coperta de la Dior. Te-ai sperat că dă una azi. Inisebi panaramo, idolul idolilor. Crașurile tale toate după mine mor. Hai mă, că nu ești chiar așa din calea afară frumos. Moară după tine. Prea mult mizerie la gură. Mie mi-a plăcut Mamaie, sincer. Mie unul mi-a plăcut reacția lui Mamaie. Chiar a fost pe acolo, pe la așteptări. Mă așteptam poate să nu aud atât de bine neapărat jurăturile, să nu le înțelegi. Știi că sunt așa repede spuse. Da. Și nu înțelegi care-i treaba. Dar eu zic că a fost destul de mișto. Sper că ați râs, sper că v-ați simțit bine. Dacă da, dați acolo pe butonul de like. Nu uitați să vă abonați dacă sunteți noi pe canal. Și dacă mai vreți, spuneți-mi acolo în secțiunea de comentarii la ce să mai reacționăm pe viitor. Dar probabil dacă nu vedem acolo multe like-uri, nu prea o să mai vedeți pe Mamaie pe aici. Sperăm că v-a plăcut reacția. Mamaie și-a spus părerea. Spuneți-mi acolo în comentarii cum vi s-a părut. Și noi ne auzim data viitoare. Vă pup, ceau!